You know what time it is? Disco time! O vei urmări, dacă ești mândru și tu, să atingi un nou orizont, din ce în ce mai greu și uimitor. Trăiește-ți visele și dezlunțui un uragan, da, a meritat oricare în rang. Un dor, un vis, dorințele nu dispar, ci devin arma ta, treci peste tot! Salutare tuturor și bine v-am regăsit în acest nou videoclip, eu sunt Rareș și astăzi vom discuta despre One Piece, capitolul 1046, cel de săptămâna trecută. Manga, desigur, pentru că anime încă n-am ajuns acolo. Înainte de a începe, vreau să vă spun că am fost absent o mică lungă perioadă, din motive personale, pot zice, dar pot spune că am revenit cu videoclipurile. Chiar vă recomand să sugerați câteva idei de clipuri. De exemplu, ce anime-uri ați vrea să acopăr pe acest canal. Acestea fiind spuse, nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru alte videoclipuri grozave ca acesta. Desigur, am și cont de Insta dacă vreți să mă urmăriți acolo. Link-ul e în descriere. În regulă, săptămâna trecută nu am adus clip cu acest capitol sau spoilere de la acest capitol, pentru că mi s-a părut un capitol destul de boring. Ha? În ciuda tuturor reacțiilor de pe internet, probabil dacă ați văzut capitolul și dacă l-ați citit, știți despre ce vorbesc. E faza cu Luffy că atinge și ține mână în fulger. Sincer, overall acest capitol a fost unul destul de basic și care nu a oferit atât de multe informații și scene, să spun așa. Adică, la început îl vedem pe Luffy după ce l-a doborât pe Kaido și pe Kaido care se ridică și îl întreabă ce naiba ești tu a treia oară sau a doua oară în această luptă. În fine. Dar în același timp îl vedem și pe Zunisha și monologul său despre Joy Boy, că Joy Boy, cu acest rit pare că ești tu acolo. Și spune că mizează toate speranțele pe Luffy, pe acest copil, între ghilimele, boy în engleză, similar cu Joy Boy, în fine. Da, și e bine atunci când Zunisha strigă oarecum, hey Joy Boy. Apoi vedem cum Luffy practic răspunde la și la Zunisha, dar și lui Kaido, efectiv spunând că eu sunt Monkey D. Luffy, cel care va deveni regele piraților. Un pic catchphrase-ul lui Luffy pe care îl cunoaștem de foarte multă vreme, adică e imposibil să nu știți pe Luffy și să auziți Kaizoku Oni Orewanaro. Da, ăla e. Ei bine, după această mică chestie, îl vedem pe Luffy cum se bate cu Kaido. Luffy în avantaj, clar. Apoi, aparent, Onigashima ia foc. Efectiv, castelul e în foc. Și toate zonele iau foc. Efectiv, vedem reacțiile tuturor la Onigashima în flăcări. Totul pare pierdut. Toată lumea înconjurată de flăcări. Vor muri eroii noștri? Aflați în următorul episod din Dragon Ball. Ei bine, cum ies eroii noștri din această situație foarte încolțită? Dacă se poate spune așa? Cum sugerează și titlul acestui capitol, Raizo. Raizo, ei bine, vine și intervine în această situație, reamintindu-și de Zunisha, de apă și alte chestii, și cu ajutorul lui Jinbe, sting flăcările din Onigashima, inundând Onigashima. Și mai apoi îl vedem pe Momonosuke vorbind cu Yamato, despre cum practic singura alegere pe care o au este ca Momonosuke să facă niște nori foarte puternici, precum al lui Kaido, și să țină Onigashima din a cădea. Asta m-a anticipat încă de la început, dar asta nu contează. Ideea este că, practic, Momonosuke va trebui să își adune bărbăția și șogunimea, să spun așa, și să salveze Onigashima de la căzătură, pentru că flăcările lui Kaido nu mai țin foarte mult. Și apoi îl vedem pe Luffy imediat cu un panel super incredibil, foarte estetic, cum spun americani, cu Luffy care e practic din cer și ține fulgeri în mână spre Kaido. Și vedem și mesaje cum Onigashima is about to fall, adică Onigashima e pe cale să cadă. Asta însemnând oare că armata e pe care o să cadă sau că insula cu totul este aproape să cadă sau amândouă? Probabil amândouă, dar asta este poveste pentru un alt clip. Ei bine, cu toții știm că odată cu acest capitol, probabil multe se vor schimba. Bine, asta spun cam la fiecare capitol. Dar de aici încolo, deja am intrat în endgame, să spun așa, la acest act, privind faptul că de acum armata lui Kaido va trebui să fie bătută sau dacă nu este deja bătută de întregul. Ne rămâne doar ca marele boss Kaido să cadă pe mâna lui Luffy.
Nu cred că va muri, adică Luffy presupun că nu își omoară adversarii, dar va fi interesant să vedem monologul finalului Kaido. Oare un pic de backstory pentru Pirații Rocks? Habar n-am. Încă mai avem un membru din Pirații Rocks care a devenit apoi un mare pirat, despre care încă nu s-a vorbit în anime și în manga. Ei bine, sunt de părerea că totuși Kaido, la urma urmei, se va da de partea lui Luffy, acceptând faptul că el e Joy Boy, ceea ce e un mare character development pentru Kaido. Da, și în rest, puțin de spus pentru acest capitol din manga. Săptămâna aceasta cred că e pauză. One Piece revine pe 24 aprilie, din câte am înțeles, dar mă bucur că One Piece a ajuns la mai multă lume, mai ales cu aceste noi capitole din manga. Până acum pe YouTube vedeam foarte multă lume care vorbea de Naruto și chestii și acum mai multă lume vorbește despre One Piece, ceea ce mă bucură oarecum, pentru că până acum câteva luni doar două persoane vorbeau despre One Piece. Din câte știu eu, probabil au fost mai mulți, dar habar n-am. Da, și overall acest capitol mi-a plăcut, panelul final e cel mai șmecher. Vă las de asemenea linkul în descriere pentru capitol și cu acest clip a fost tot. Și până data viitoare, nu uitați! Gândește-te la noi și o să fii cu mine, ca eu să fiu cu tine. Yes! 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 Toate visurile noastre să le strângem acum. La cutare să găsim ce e de cutat și cu o monedă. Ai vrea să fii prietenul meu? Noi plecăm, noi plecăm în călătorie. Hai cu noi! Ok, ok, gata. Sayonara! Era să uit, apreciez foarte mult pentru cei 600 de abonați. 666, să fiu mai exact. Ce număr interesant!